Așa o mică precizare, fără să vă supărați, pentru băieții care n-au fost foarte atenți. Când fetele au cântat, ție îți dau inima, se refereau la Domnul Isus. Deci să nu care cumva unii ce s-au uitat la mine și au zis, ție public, îți dau inima și după asta visești ceva la noapte. O întrebare pentru fratele Iuliu. Dacă îți dau o carte, să zici că la final îți dau o carte, după asta Pot să dau cartea aceea al cuiva fără să vorbesc cu tine? Nu. Nu că mă gândeam dacă tot declarăm că îi dăm inima lui Isus. După ce am dăruit inima lui Isus, pot să dăruiesc inima aceea unui băiat sau unei fete fără să discut cu Domnul Isus căruia i-am dat-o? Tot pe nu e seara asta. Am înțeles. Bine, atunci mergem pe da, da? Bun, ca să nu fie probleme prea mari, avem vreun Timotei aici, Timotei. Mâna sus. În seara asta nu este vorba despre el. Deci ce voi vorbi, nu este vorba despre el. Vreau Timoteia. Dar știți că există fată Timoteia. Nu? Știu eu, da, am crezut că n-am înțeles bine. Acum cum să spun? Cred că părinții și-au dorit băiat și au ieșit fată și atunci avea numele Timotei și au pus Timotei și a ieșit un nume super biblic, da? Bun. Teoretic ar trebui să vă mulțumesc frumos că m-ați invitat, mă bucur că sunt aici, ale știți toate celelalte. O să vă spun pe parcurs dacă mă bucur sau nu, dacă nu se vede. Nu știu cât știți că și eu mă mai satur auzindu-mă vorbind. Și ca să nu vorbesc cam aceleași lucruri, încerc să nu repet ce am spus recent sau să nu prea spun ce am spus în cărți, dar nu prea iese, să vă spun de ce nu prea iese, pentru că noi avem o singură Evanghelie și oricum am întoarce-o tot acolo ajungem, așa că ce încercăm noi, dacă v-ați prins, încercăm să spunem cam aceleași lucruri, dar să le spunem puțin diferit. De fapt, e așa, varianta cea mai simplă pentru fetele care nu gătesc este ca la mamele voastre la bucătărie. Ele tot cartofi ne dau și tot macaroane. Numai că le numesc în italian, în spaniolă, știi, de câte un titlu, eu mă duc la anunț frate Liviu și când citesc acolo zic că jumătate din meniul n-am mâncat în viața mea. Apoi când vine aceleași treburi, numai că... 20, prima frază. Timotei, pentru seara aceasta m-am gândit să luăm ideea aceasta. Citeam recent, nu știu, câtva timp în urmă Timotei și mi s-a aprins așa la fraza asta, păzește ce ți s-a încredințat. Și mi a scris câteva gânduri și acum când m-am gândit că vin la voi cu ideea, am zis că e clar că după ce te însori trebuie să păzești multe. Trebuie să-ți păzești nevasta, trebuie să-ți păzești bărbatul, Bine, asta nu se prea spune la pocăiți. Deci la noi cumva ideea a fost că dacă te căsătorești cu un pocăit sau o pocăită, nu trebuie să ai grijă de el. Că acum toată lumea o semnate a Domnului și apoi a, surprize, surprize, chiar dacă nu-i sâmbătă, dacă voi nu știți cu asta, dacă ești vechi, bă, el o furat aia, el o furat ăla cu tare, de ce? Că nu l-ai păzit, știi? Adică Domnul ți-a încredințat un bărbat, o fată, părinților le încredințează copiii și dacă nu îi păzim, atunci... Și ideea aceasta cu păzitul, să știți că are foarte multă relevanță în Scriptură, inclusiv când vorbește despre ucenici. Mântuitorul, înainte de a pleca la cer, când face o rugăciune, face două afirmații, adică o afirmație și o rugăminte. Spune, până acum i-am păzit eu. Cum? Adică ucenicii, oameni maturi au nevoie să fie păziți pe calea credinței? Asta îmi spune Hristos, spune tată până acum ei sunt ceea ce sunt, au rămas ceea ce au rămas pentru că i-am păzit eu în numele Tău. Acum vin la tine și am o rugăminte. Care e rugămintea? Păzește-i tu. E vorba de eu în 17, dar încă n-ați ajuns acolo, e ok, o să ajungeți și acolo, da? la mine problema e că mă țin de cartea asta și uite ce groasă este. Deci în Ioan 17 este afirmația, până acum i-am păzit eu și apoi rugămintea, de acum te rog frumos, păzește tu. Niște ucenici care au atâta învățătură, au maturitate, au fost cu Hristos, au trebuit să fie păziți și trebuie să fie păziți în continuare și așa unii au avut probleme. Și atunci întrebarea mea, dacă noi creștinii trebuie să fim păziți de puterea lui Dumnezeu, de ce am crede că în viața de familie nu trebuie să ne păzim unul pe altul, să avem grijă unul de altul și toate celelalte? Apropo, ca să vă dau un pont așa rapid, dacă o să vă căsătoriți cu un gunoi, iertați-mi expresia, nu o să trebuiască să-l păziți sau să o păziți că în România gunoaiele nu se vânează, nu se fură. Dar în cazul în care trece prin cap să o iei pe aia făt frumos și făt frumos din lacrimă, din nu știu ce, și pe cea mai frumoasă, și cea mai deșteaptă, și cea mai credincioasă sau cel mai, să știți că valorile întotdeauna au fost vânate și căutate. Și m-aș bucura să fie aici vă 250 de neveste și vă 275 de bărbați să afle că ei ar trebui să aibă grijă unul de celălalt în puterea lui Dumnezeu. E clar, ce fericiți că nu sunteți căsătoriți, deci voi nu trebuie să îl o păziți. Întrebarea mea, oare ar trebui să păzim ceva până la căsătorie? Sau ca să funcționeze căsătoria bine. Cred că mâine o să vorbesc despre căsătoria care funcționează bine să văd dacă ajungem ziua de mâine, că la unii nu prea funcționează, vedem dacă putem munge un pic la rotițe, da? Până la căsătorie, oare ar trebui să păzim ceva? Am, aș putea lua porunca aceasta biblică, Timotei, păzește ce ți s-a încredințat, Timoteia, păzește ce ți s-a încredințat. Și aș avea nevoie de colaborarea voastră, nu știu dacă să vă dau microfon sau nu, că oricum eu o să vorbesc mai mult decât voi, dar să vedem dacă sunteți de acord cu mine. Mi-am notat eu câteva lucruri care ar trebui păzite până la căsătorie. Asta nu înseamnă că nu trebuie păzite după, dar acum vorbim despre noi. Și m-am gândit eu că până la căsătorie toți ar trebui să ne păzim viața. Tu deja notezi. Felicitări. Aștept ce se supără dracu când notezi. Deci de astea care nu le tează, le place. Că ăștia când pleacă de aici nu mai știu nimic. Care sunteți aici cu butoanele la calculator? Păi deschidești tu un file, știi? Păzește ce s-a încredințat. Unu, viața. Și ascultă, toți ăștia dacă faci o greșeală, strigă ei. vezi că ai greșit. Dacă o să scrii bine, nu apreciază nimeni. Dar ai o fată lângă tine care te va ajuta să scrii corect din punct de vedere anatomic. Bun, întrebarea mea, cât sunteți de acord cu mine că până la căsătorie ar trebui să ne păzim viața? Adică în ideea că nu vreți să vă căsătoriți cu un mort. <laughs> nu, nu, că cu noi e viu, știi, dar cu un mort, da? Cu un mort. Cu morții e altceva, m-am gândit eu, frate e dar am zis că numai dacă mă stric de cap, că am zis că poate după ce mă pensionez să mă duc și la ăștia care ea e din biserică fată bună și au găsit unul din lume mai bun ca pocăiții. Și am zis că, bă, dacă mă pensionez, că ei vor cu nunie rugăciuni să mă duc, dar nu, să văd cât pun taxa, adică dacă tot mă leapă de Dumnezeu să nu fie 30 de argint, să fie mai mult. Și am zis că o, o condiție absolut necesară ar fi să ținem cununia în cimitir că dacă te căsătorești cu nepocăit, nepocăită, nu o să treacă mult și o să pută în casă la voi, știi? Adică miroase urât, s ar spune, da? Și atunci o să zici, frate, eu că la noi miroase urât. Și eu numai zic, da, uite pe post de anuntă. De ce am ținut în cimitir? Ca să se simte și el bine. Dacă s ai luat un mor din punct de vedere spiritual, ne-am dus în mediul lui, da? Deci bănuiesc că noi nu cunoaștem în biserică morți, acum mă refer la viață fizică, și ar trebui să ne păzim viața, și unii cred că înțelegeți ce spun. Viața e un dar al lui Dumnezeu și viața trebuie păzită cu înțelepciune, cu mulțumire și toate celelalte. Chestia cu nu vă tăiați pe vene sau așa, n-are rost să vi le spun, dar dacă vrei să te căsătorești, ar trebui să-ți păzești viața. Cred eu că ar trebui să le spun și băieților care conduc ca Iehu. În Biblie spune că unul mâna caii, îl știau după cum mâna caii, s-a uitat cum iese praful după el și o sigur eu că mână ca un nebun. Careva pe aici, care are probleme cu viteza? Și tot vă rugați să nu fie rad, dar o să-i adormă Domnul pe polițiști sau ceva? Haideți să vă spun un lucru. Eu în slujerea mea am... A avut multe ocazii în care a trebuit să mă duc la mormântări. Și am fost odată, cred că la un băiat de 18 ani sau cum așa ceva, cred că era și de la liceul Baptist, nu știu, în ultima oară. și pe mine mă deranjează multe în viață, în primul rând la mine și apoi la alții, dar mă deranjează că oamenii vorbesc de dragul de a vorbi și spun baliverne spirituale. Și știți, te duci dacă o mormântare din asta și se începe unul. Franțul, de ce crezi că o muri Vasilică? Că a avut Domnul Isus în rai un pian gol și o trebuia Vasilică să cânte la pian și atunci Vasilică o condus pe polei cu 180 la oră și Domnul a lucrat în minunat că l-a dus dirijor în cor la îngerie. Și unii zic șamini, știi, aleluia, lacrimogene. Și m-am dus în față și am zis, erau acolo o biserică plină de tineri, că au venit doamne și am zis, băi copii, băgați-vă mințile în cap, eu nu mai vreau să vin la înmormântări din astea. Hristos nu are nicio treabă cu prostiile voastre. Băgați-vă mințile în cap, conduceți prudent, nu vă sinucideți și ce dacă ești baptist și pentecostal și te duci pe polei și tu ai făcut piruietă? Ai făcut piruietă, te-ai dus, acum că te duci în sus sau în jos, nu știu, dar florile de-a rădăcinele miroși, da? Deci, fetelor, nu știu cum să vă păstrați voi viața, dar măcar la băieți spuneți să nu fie vitezomani ca voi. Așa, bun. Trecem că mă duc pe varianta, că am câteva puncte și apoi să ajungem. La mine partea interesantă este cu întrebări, da? Lângă viață, ce zice voi că mai trebuie să păstrăm? Ai scris, frate, viața, unul, viața. Eu și când glumesc vorbe serios. Să spun cum se face. Să deschide, open file, da? Timotei păzește. 1. v i a c a 2. Păi să vedem acolo, că ăștia asta așteaptă. Poți să le pui și cu culori. Vezi? Cu... Ascultă de fată ce te e, e, fățuiește, da? Lângă viață ce ar trebui să păzești? Al doilea am scris mintea, felicitări. Cât ați vrea sau cât ați vrea să vă meritați cu un nebun? Adică dus cu pluta pe vremea noastră sau înainte de vremea noastră s-a scris cântarea Suntem duși și clătinați. Și noi foarte mult am cântat-o fără să ne dăm seama ce adevăr spuneam. Deci chiar noi suntem duși unii și clătinați, bine, vă ați dat voi seama, da? Oameni buni, cum viața este darul lui Dumnezeu și mintea este darul lui Dumnezeu. Și trebuie să avem grijă de minte. Să știți că unele dintre cele mai mari bătălii în lumea aceasta sunt bătăliile pentru mintea omului. Pentru că de la minte pornește tot. Am mai spus, eu cred că în biserica aceasta, cei care citiți traducerea Cornilescu, aproape în majoritatea cazurilor unde Cornilescu scrie inimă, puteți spune minte. Bănuiesc că știți, păzeșteți inima mai mult decât orice, pentru că din ea ies izvoarele vieții. Acolo este păzește-ți mintea. Știți, fără să intrăm în limbi străine, că pocăința înseamnă meta, adică înnoirea, înnoirea minții. minții. Asta face Hristos, ne dă o minte nouă. Ei, mintea aceea nouă, care trebuie să fie îmbibată cu cuvânt, controlată de Duhul Sfânt, trebuie păzită ca să ne căsătorim cu minte întreagă. Nici să nu fim caia ca de la Timișoara, de la Popa Șapcă sau Socola Iași și e foarte important să avem grijă de mintea noastră. Vă întreb următorul lucru, că am văzut că se practică chestia în astea. Dacă o femeie o născut vreo 4-5 copii, cam ca voi, adică, de ăștia foarte convinți, și are un bărbat care o ajută cu rugăciuni, și ea se trezește noaptea și schimbă și cu ăla nu poate da de pereți, că e barnevernetul și toate așa. Dacă intră și în oboseală și un pic de depresie, ce i-ați recomandat să facă femeia ca să iasă de acolo? Vă spun eu, încă trei zile de post și rugăciuni pe săptămână. Deci în toată starea asta îi mai trebuie trei zile nemâncată și apoi poți să vorbești cu ea omenește. Am pornit de aici pentru că dacă nu ești atent, inclusiv cu chestii care par foarte spirituale, poți ai probleme la tărtăcuță. Și acum noi am crescut cum am crescut, așa nu ne-am dat părinți în judecată încă, dar se pare că mai mulți în generația voastră intră în depresie și cu fluturi, nu la stomac, pe la drone și nu știu ce. Oare de la ce? pentru că mintea nu este întrebuințată corect? Ce nu înțelege lumea evanghelică, că e foarte greu, că mai ales la români, când vorbești despre minte, ori e sănătos, ori e nebun. Și ferească Domnul să-i zici la unul să ia două vitamine pentru întărirea minții, dar ce vreau, eu sunt nebun, nu ești nebun, s-au slăbit un pic filamentele, n-ați văzut că la unii când tâc, tâc, da, și eu dau pe spiritual, dar n-au nicio treabă, da. Ei, voi tineri ar trebui să vă păziți mintea, să o folosiți o tare, să o păziți și poate pentru voi un sfat foarte practic ar fi să mai dormiți din când în când. Adică organismul ăsta are niște legi pe care le-a lăsat Dumnezeu și dacă tot întinzi de nervele voastre, nu într-o zi o să slăbească și o să deveniți foarte spirituali. De asta eu la băieți le recomand, că, nu, țin cu băieții, să se ferească când e vorba de căsătorie de două tipuri de fete nepocăite și prea pocăite. N-ați găsit fete din asta sau băieți care e numai cu Iisus, nu va cu... Am zis, bă, pe asta las-o cu Domnul Iisus. dacă ea în slăvi acolo, nu cobori la nenorăcirea asta, iar s-ar putea să fie o altă chestie când e numai cu Iisus, știi? No. Iar dacă, Doamne, ferește, știți pe cineva care s-a slăbit un pic filamentele, nu vorbiți de nebunie cu tare, spune băi, fată, când te dor genunchii, dai o leacă cu cremă, când te dor urechile, îți desfunzi urechile, când s-o slăbit acolo, ia niște vitamine și îți întărește ăsta și ești perfect normal și ar trebui să învățăm și asta. păzește viața, păzeșteți ți mintea, da? V-ați căsătorit cu o persoană bolnavă. Știu că e tricky, dar vreau să-mi fiți sinceri. Câți dintre voi v-ați căsătorit cu un băiat sau cu o fată bolnavă? Din punct de vedere fizic, mă refer. Să-ți dau un sfat. Dacă nu-ți dă Domnul o călăuzire mai clară decât că acum mai șapte fără 20, suntem nu Deci că să... Nu Poate, putem să ne căsătorim. Eu cred în vindecarea Domnului. Dar nu cred că este cazul normal. Și dacă Dumnezeu vrea ceva atipic pentru tine, în cazul ăsta Dumnezeu îți va da o călăuzire atipică. Pentru orice lucru ieșit din comun, Dumnezeu are călăuzirea Lui specială. Dar așa numai să alegi, știi, de dragul de a alege, eu niciodată n-am crezut așa. M-a întrebat o fată care era și ea foarte spirituală și nu știu de ce, și o să băi, Viorele, iar am și o fecior cândva, da? O să dacă ai găsit două fete la fel de pocăite, nici n-am lăsat-o să termine. Că am știut, am că m-aș însura cu cea mai bogată. Nu aveți, stai mă, ai zis că la fel de pocăite, la fel de frumoase, la fel de mature, numai că banii diferența, da? Păi zic, de ce să mă nenorocesc cu aia săracă și să nu avem ce mânca niciunul? Mă însor cu aia bogată și o conving și pe ea o ținem și pe asta, că avem de unde și o fac și pe ea fericită și la... Eh, dar dacă vine Dumnezeu și îmi dă o călăuzire specială, că eu trebuie să mă duc la sapă de lei, mă duc, dar de dragul Domnului, nu de dragul ei, să ne înțelegem, că e greu. Bun, sănătatea e tot darul lui Dumnezeu. E una că te naști bolnav. E o altă poveste, nu-i vina ta. Se întâmplă ceva și nu-i vina ta. Dar dacă tu-ți bagi joc mereu de sănătate, a e vina? A e vina? A Domnului, nu? Păi nu, că Domnul să-l aminte. De asta a fost, da? Domnul să-l aminte, să ai grijă. Și dacă unii întrebați că de ce nu-i voia aia, de ce nu-i voia aia, unii mor, știi care este răspunsul biblic? Pentru că făcând lucrurile acestea, îți bați joc de sănătatea care este darul lui Dumnezeu în viața ta. Și tu nu ai voie să faci cu darul lui Dumnezeu ce vrei tu. Pentru că Dumnezeu, dacă îți dă sănătate, El vrea să poți folosi sănătatea respectivă ca să faci ceva pentru împărăția Lui. Nu-i vorba de tine din moment ce ai parției lui Hristos. Și atunci, dacă eu nu am sănătatea necesară, nu voi putea face lucrurile pe care mi le cere Dumnezeu. Nu le fac, sunt vinovat. Dar sunt vinovat că n-am avut grijă de sănătate. Iarăși, vis-a-vis -vis de minte, aveți grijă de sănătatea voastră. Aveți grijă ce mâncați. Aveți grijă cât mâncați. Cum să fac? Așa? Sau așa? Că sunt unii care citesc să mâncați tot ce vi se pune înainte. Biblia spune din tot. Și un întrebări, nu trebuie să mănânci toată masa. Tu mânci din, un picuț, da? Alții vă puteți nenoroci că trebuie să încăpeți pe coperta nu știu cărei reviste. Păi, oameni buni, hai să vă spun eu ce am înțeles eu. Că noi trebuie să fim normali în categoria în care ne-a lăsat Dumnezeu. Deci dacă tai ta că 250 de kg și mai ta 220, cum îți imaginezi tu cu să ai 52? N-ai cum, dacă tu ai 100 și ceva, ești normal, în categoria grea. Dacă ești în categoria muscă, e categoria muscă, da? Ca să nu vă mai chinuiți cu tot felul de cure, cu minuni din să vă bulversați viața și apoi iară Domnul să fie, ascultați ce funcționează rețeta iuga. Din tot ce-o lăsat bunul Dumnezeu, tot ce-ți pică bine, cu cumpătare. Adică la mâncare îți folosești mintea. Nu mănânci cu stomacul, ci mănânci cu mintea. Nu trebuie să te îmbui, nu trebuie să te saturi, cât trebuie, așa, mai este cântar și atunci e bine. Aveți grijă de sănătatea voastră, pentru că băieții poate va trebui să câștigați voi pâinea în caz că sunteți așa mai old fashion, dacă nu, sigur, vă dă domnul o nevastă care aduce fabrica lui tata și tot, dar ea care visați la așa ceva, vi alții înainte și să vă mai spun un secret. Ăia care visați că tata dă cu fabrica, așa, când o să, o să, că tata nu, i-am început de la furculiță, așa încep și tu. Deci îți dă fata, nu îți dă fabrica, stai liniștit, da. sau nu ți-o dăție. Iar fetele, dacă nu găsiți nicio altă... Niciun alt motiv să aveți grijă de sănătatea voastră, măcar pentru viitorul copiilor voștri. Că dacă vă măritați, ar putea să fiți și mame și na, o mamă sănătoasă are mult mai mari șanse să facă un copil sănătos, să crească un copil sănătos. Da? Felicitări, frate! Viața, mintea și sănătatea. Mai ți-ți încape acolo? Patru. Trebuie să zic ceva și băieților ca să nu se supere. Aveți grijă de frumusețe. Câți din băieți vă doriți fete frumoase? Ridicați, mă, am în două mâinile sus. Ăștia, frate, numai la caracter să uită. E, e, trist, știi, e trist că ele le bagă pe fete numai într-un șablon și nu văd decât carne, dar ăștia sunt băieții, nu ăștia de aici. Ăștia de aici și mulți alții, da? Acum, ca să Fim pe Biblie și nu pe lume, eu trebuie să vă spun că toți băieții și toate fetele sunt frumoase. Amin. Tu nu trebuia să zic chiar așa că ești însurat. Am înțeles. <laughs> da, deci eu mai zic la aceștia însurați să nu repete tot ce scrie în Biblie, că. Știi cum e? te apuci tu și îi spui lui nevasta. multe fete au o purtare cinstită, dar le întrești pe toate. Nevasta ar vrea, dar de unde știi tu cum sunt altele? E triche, nu mă, lasă tu, ia ce versete trebuie din Noul Testament, lasă tu, da? De ce zic eu că toți suntem frumoși? Unii și tineri. Pentru că toți suntem creația lui Dumnezeu. Și pentru că în lumea lui Dumnezeu nu există șabloane și Dumnezeu ne-a creat unicat. Acum, Trebuie să fac următoarea remarcă. Toți suntem frumoși, ca așa ne-a creat Dumnezeu, dar nu toți sunteți pe gustul meu. Corect? Uite, asta trebuie să vă învățați prima dată vis-a-vis -vis la... de cântările din biserică. Noi cântările din biserică o cânta bine sau nu o cânta bine. Și eu asta și m-am întrebat, bă frate, dar ce mă califică pe mine să spun că voi ați cântat bine sau rău? Dacă aș fi desfăcut și eu votri conserve la conservator, poate că aș fi îndreptățit un pic să zic că, dar dacă eu la muzică sunt afon, cum să spun eu că o cântate bine sau nu? Dar știți ce pot să spun? Dacă au cântat pe gustul meu. Și pot să spun, mă, eu la muzică nu mă pricep. Dar nu a fost gustul meu. Și ei zic, păi se vede că n-ai gusturi. Și toată lumea se bine, da? La mâncare, dacă nu ești, nu ești, master chef sau ceva, nu spune că mâncarea a fost bună sau nu a fost bună. Că eu nu știu cu ce fumături ești tu obișnuit sau ceva. Pot să spui, Doamne, eu nu mă pricep la mâncare dacă e bună sau nu e bună, dar ați făcut-o pe gustul meu. Și o să se bucure, o să aveți gusturi bune, da? Dacă îi spui, doamnă, nu-i pe gustul meu. ce normal, nici nu mă așteptam să fie pe gustul tău, da? Spuneți-mi, Dumnezeu e bun sau e bun? Întotdeauna. Dar am o întrebare, Dumnezeu e totdeauna pe gustul nostru? Dumnezeu întotdeauna lucrează pe gustul nostru? Nu, slăvit să fie El. Deci dacă i-a spune lui Dumnezeu, Doamne, nu ești bun, nu cu tare, Dumnezeu a spune, cum îți permiți să spui că eu nu sunt bun când eu sunt singurul bun? Dar dacă i-a spune într-o zi lui Dumnezeu, Doamne, fără supărare, tu acum n-ai lucrat pe gustul meu, ce-ar spune Dumnezeu? Dar nu mă supăr deloc, că nici nu mi-a trecut prin cap să lucrez pe gustul tău, eu lucrez pe gustul meu, că eu am gusturi bune, nu mă iau după gusturile tale. Ei, acestea fiind zise pentru viață, obișnuită, nu există fete urâte și fete frumoase, nu există băieți urâți și băieți frumoși. Există băieți care sunt pe gustul tău și există băieți care nu sunt pe gustul tău. Și dacă vrei să-i faci bine lui Timotei care vine să nu știu ce, îi spui, bă, nu te chinui cu chestia asta că nu ești pe gustul meu, ești fratele meu în Hristos. Și l-ai eliberat din prima seară. Dacă îi spui că nu-ți place care nasul cârni, el zice, pă, Hristos m-a făcut așa, așa, zice eu, că după asta dacă nu merge la ăștia cu flexul, știi, și pe când și-a îndreptat nasul, ție nu-ți plac urechile, pe el trebuie toată fabrica să e tâmplărie, să o pună pe el și la urmă tu să ai găsit pe altul, știi? Spui din capul locului, ești bine cum te-o crea Dumnezeu, dar nu ești pe gustul meu, da? Și să nu-și îndrepte nasul, că poate una tocmai cu nasul cârn îl caută, că-i pe gustul ei, știi, și după ce și îndreaptă nu mai găsește. Deci frumusețea, stai, stai că nu, aici nu, nu știe exact, fetelor și băieții trebuie să fie frumoși sau numai voi. Da? Deci și voi vă uitați după caracter, eh? am înțeles, da. Și ce înseamnă din punctul vostru de vedere băieții frumoși? Pe gustul vostru. am ați prins, gata, încheiem. La. Bun, dar acest sfat practic să le dau frate vis-a-vis -vis de frumusețe. Eu, iarăși, care am îmbătrânit, am văzut o chestie fetelor n-aș fi crezut în viața mea. Știți cum zic bătrânii? Eram și eu și predam la liceu. Și le-am văzut pe fete în liceu. Doamne, sper că nu se înregistrează, să nu se uite unii, să că voi și eu am fost elev lui Iuga, nu despre tine e vorba care te uiți. Fratele meu, când m-am dus într-o biserică și am văzut-o, și-o venit și s-o prezentat, frate, n-am mai cunoscut nimic. ne ferește! Unele desfigurate, altele creponate. De asta aștept ziua când ne vom întâlni cu Hristos și vom fi fără riduri, fără nicio pată. Și voi așteptați, eh? dar până atunci nu vă faceți riduri singure. Iară teoria lui Iuga. Mă uit, frate Liviu, la câte o băbuță din aia de 80 de ani. Pușcă pielea pe ea, tătei cu tare. Că nu s-o tin cu de tânără. Unele, dar nu de aici, dar mai trec pe la un liceu galben pe acolo, printr-un cartier. Ele de micuță tot să te încuiesc. Care e filozofia mea? Cred că e în apă, da, dar ascultați de mine. Eu cred că Dumnezeu a lăsat ca organismul să producă ce trebuie să producă. Dacă de micuță tot îi dai, așa, el ce face? Nu mai face, că îi dai tu. Și atunci ce, se întâmplă? La șapte ani îi dai primul strat de glet ca să răzghinișor, dar oricum a răzghinișor. După să te obișnuiești așa, la 14 ani trebuie să dai a treia strat de glet și când ești mireasă, trebuie să fii gletuită bine, ferească Domnul să ne întâlnim la 37 de ani. Ai tăi mă refer, da? Deci nu vă bate joc de frumusețea voastră. Să vă dau un verset biblic care aș vrea să-l subliniați fetelor. Apostolul spune așa, cele frumoase n-au nevoie să fie tencuite, împodovite. <laughs> Și v-am spus că toate sunt frumoase. Da, puteți, nu, seringi, treburi, nu știu ce, ca să... Așa? Și apoi o să vedem cine o să vă ia. Ceva o să vă ia, dar nu știu cine, da, da, depinde. Deci la patru, uite ce bine, frumusețea, dar cine a zis credința? A zis cineva credința la început, dar nu, tu, frumos. Dar de ce crezi tu că ar trebui băieții să-și păstreze credința? Deci dacă nu, -și pă... odată ar trebui să-mi credința pentru binele meu, doar binele veșnic sau și binele din viață? În amândouă. în amândouă, că Dumnezeu nu ne ajută doar dincolo, Dumnezeu ne ajută și aici și înțeleg din Scriptură și din Vechiul și din Noul Testament că întotdeauna Dumnezeu a onorat credința, corect? Da. Am înțeles bine. Deci atunci mă gândesc la binele meu, am o curiozitate. Câte fete pe bune ați vrea să vă căstoriți cu un băiat credincios în adevăratul sens a cuvântului? Uite acolo în spate sunt câteva, da? Să la. Da. Deci voi chiar ați vrea, credincios, în voi sau în Domnul? În Domnul, da, da, da. Bine ar fi și în voi, dar în primul rând în Domnul, da? Băieți care vor fete credincioase sunt sau nu prea vă interesează? Vă trebuia să le fac o poză, să le arăt unii la alții. Uite, alea vor credincioase. Și ce vă faceți? Să meciuim, dacă nu iasă nici nicio logodă de seara asta, am venit degeaba, știi? Bun, credința știți că nu e lucru mic. Credința în Dumnezeu e un lucru mare. Din nou, pentru că este o valoare, credința este atacată. Unii se leapă de credință, unii abandonează credința. Unii din nefericire rămân tot la jumătatea bobului ăla de muștar sau cât o fi un sfert, da? Și poate dacă ne gândim la căsătorie, ar trebui în timp ce ne păstrăm credința să ne și mărim credința. Și ascultați-mă, o modalitate, că știți, importantă rugăciunea, importantă citirea cuvântului, dar e foarte important cu cine te însoțești. Vrei să fii o fată mai credincioasă? Caut un grup de oameni credincioși. Că dacă tot pe ăștia lumești cauți, ăștia n-au cum să te întărească în credință. Adică oamenii chiar nu pot face mai mult decât. Știți, că și aici era asta, Timotei păzește ce ți s-a încredințat. Păi dacă nu ți s-a încredințat nimic, ce se păzești? Eu mă uit la expres foarte simplu în Scriptură, când spune, argint ce aur n-am, dar ce am îți dau. Și chiar rugămintea mea, ce n-aveți să nu dați, ce nu puteți să nu faceți. Mă gândesc, vedeți, unii vă gândiți la căsătorie și foarte bine. Dar eu vă întreb, la punctele astea cinci v-ați gândit? Că vă gândiți numai la roche de mireasă, la trupa care cântă și la restaurantul care o fi liber. Îți spune și alea, sunt importante. Dar ca să pășim bine viața de credință, sunt deja niște lucruri. Acum, ce vreau să vă spun? De ce discut așa cu voi? Știți că a fost o etapă în viață când voi n-ați avut treabă cu asta. Cine va păzi viața? Părinții, le-ați mulțumit frumos? Nu prea. Seara asta le spui, o fost moșu iuga și o zis să vă mulțumim frumos că ne-ați ținut în viață, nu ne-ați aruncat de pe balcon când vă tocam cu nervi, da? Cine a avut grijă ca să aveți o minte sănătoasă? Părinții, cine a avut grijă de sănătatea voastră? Părinții, atunci când nu vă dădeau banuri de cipsuri și ci vă puneau sembiciuri la școală, știți la ce se gândeau? La sănătatea voastră. Nu vă distrus cu nervii. Să te duci tu cu sembiciu cu de mama. Dacă îți băgași un ardei acolo. Ați făcut careva, mama ți-a pus sembici, tu ai dat sembiciu bio de acasă pe niște cipsuri la colega. Să care va figura asta. Să nu le spuneți la părinți, că ei... Așa, da? Cine a avut grijă de frumusețea voastră? Cine v-a ajutat să veniți la credință? Cine v-a ajutat o perioadă să rămâneți în credință și vă ajută? Pentru cei mici au grijă părinții. Dar în cazul vostru, chiar dacă părinții se gândesc în continuare, este deja responsabilitatea voastră. Ar trebui să vină numărul șase, da? Numele, pune acolo la șase, numele. Timoteie, Timoteia, păzește numele. Două nume am în minte. Tot așa că noi seara asta suntem în momentul sincerității. Câți faceți parte dintr-o familie cu nume bun? Adică, zim numele de familia tău. Egedi. Egedi. Românesc 100%. Eu așa zic. Așa zici eu așa te cred, dar nu mă pune rău cu tine. Da? Dacă eu m-aș duce. Sunt de aici din biserică? Să-l întrebe pe fratele Apolzan de voi. Ce mi-ar spune? Să întreb, frate, ce ziceți despre familia Ighidi? Ce ar spune? Nume bun. Slăviți să fie Domnul. Să le spui felicitări. Și numele ăsta cumva ți-a venit bonul și ție. L-a întrebat vreodată pe Taicătă și pe Maicăta cât i-a costat pe ei să aibă un nume bun. Că sunt două lucruri. Ai un nume bun, orică îl moștenești, dar dacă ai tăi la o de la părinți, după asta și ce au trebuit să facă? Să-l să păstreze. În sport se zice că e mai greu să rămâi numărul unu decât să da, Așa, interesant, da? Deci până aici numele ți-a venit cadou. Și tu ce vrei să faci în continuare? dar nu e ușor. Aha. Așa, dacă am fi numai noi doi, știi, pocăiți care au un nume ferească Dumnezeu. Din, păcate. Din păcate. Și se îngroașă numărul. Că ei nu mai citesc acolo cu un nume bun, valorează mai mult decât diamantele. O bogăție mare. Câte zero ore fie acolo, da? Ei, ca să te căsătorești. Ascultați-mă, noi credem în minuni, dar nu minuni de neastea cum vrem noi. Adică imaginați-vă că vine la altar un borfaș baptist cu o borfășiță penticostală, ca să vorbim de acasă, da? Și noi facem o rugăciune, deci stă o nume aiurea, da? Dar ne rugăm pentru ei că le proșe, nu știu ce să facem. Și că noi ne-am luat mâinile de peste ei, deja ei au un nume bun. Serios? Dacă vrei să ai nume bun în căsătorie, în familia ta viitoare, e foarte important să încep cu un nume bun. Să vă spun un secret de-a meu, un secret de-a păstorilor. Știți că noi păstori avem liste cu membrii bisericii, în minte. Avem liste cu fete, avem liste cu băieți, cu bărbați, cu femei, cu babușca, avem fratele Iusana? Avem. Nu le spunem noi public. Dar știți că noi ne temem de Dumnezeu. Câteodată. Că dacă eu știu un băiat din biserică care e pe lista prăpădiților și mă sună cineva și spune frate, eu am un nepoată care a văzut un uchifuș la dumneavoastră cântă la trombon mustăcioara lui voi ce credeți că o să-i eu la ala? Adevărul sigur, acum, acum o să-l împachetez, ai mai multe variante, că mă tem de Dumnezeu. Dar uite, am învățat de la un păstor, vai, n-aș fi vrut să fiu în locul acelei mame. A venit păstorul la noi la biserică, la țară, cam la noi era toată lumea care venea, era și botez, și o mamă, că fata ei, Publicul l -o întreba, că eu știu care e cea mai bună fată, știi, da? Nu, no, naivitatea părinților, da? Și l-a întrebat public, frate, ce-mi spuneți de fata mea, că fata era plecată la școală, acolo unde era fratele în oraș. La care păstor așa luată, zic că soră, rele nu ți-o spune bune, n-am de unde. Măi, frate, Liviu, mi s să mă ia genunchi. M-am gândit dacă e și săraca femeie, vă dați seama că... Știi că ea s-a vai ce pocăită, vai ce știi, dar da, nu trebuie public, da? Și atunci poate să spunem, frate, ăsta doar cu trombonul, da? să cânte la fanfară și să-și găsească fata un violonist sau ceva, știi, o dăm și noi cu muzica, da? Că avem noi așa, Dumnezeu ne știe. Și apoi este vorba din nou despre voi. Să pătezi un nume bun e foarte grav. Să recâștigi un nume bun. Deci ascultați-mă, mintea omului e ajutată și de diavolul. Dacă îți permiți anumite lucruri, ocazional, foarte rar, știi ce va spune diavolul celuilalt când e vorba de tine? Mă, în general e bun, dar dacă odată și-a permis că este asta, niciodată nu știi când va fi? A doua, excepție. Cei care aveți nume bun, mulțumiți părinților, bunicilor care aveți, mulțumiți celor din biserică, țineți de numele bun pentru voi, pentru viitoarea familie. Dacă unii trebuie să lucrați, puteți lucra. Și nu vreau să vă spun dacă unii, că nu-i vina voastră, veniți dintr-o familie unde n-au avut neapărat grijă de numele lor, da? Noi criticăm, lasă Dumnezeu, dar spui, frate Iuga, totuși eu vreau să schimb ceva. Și cu ajutorul lui Dumnezeu se poate. Să ne păstrăm numele bun care îl avem de la familie, să ne păstrăm numele bun care îl avem ca și copii al lui Dumnezeu. Nu, nu cred că realizăm ce favor ni se face să avem dreptul să ne numim copiii lui Dumnezeu. Aș vrea să vă dau un exercițiu care l-am făcut eu și foarte repede mi-a revenit. Cui ați da voie să vă spună tată, mamă? Dacă ar veni cineva, tată, ce zice? Eu stac tot, fugi de aici. Noi lui Dumnezeu îi spunem tată, dar da, ar trebui să ne gândim. Spuneți-mi, că e mult de când m-am însurat, în viață se intre și cu sentimente sau și cu sentimente? E clar că nu numai cu sentimente, uitați chestia asta, Da? Dar când e vorba de căsătorie, au și sentimentele un rol. Și sentimentele ar trebui păstrate sau... Cele Cum? Cele bune. Cele bune. Păi eu ca să te contrazic, așa nu ca să te contrazic, ca să fie pe gustul meu, eu zic că toate sentimentele trebuie păstrate. De ce? Pentru că Dumnezeu a pus în noi iubire și a pus ură, ca să le iau așa. Ascultați, -l. iubirea e darul lui Dumnezeu, ura ai darul lui Dumnezeu. Unde trebuie să avem noi grijă? Să nu urâm ce vrea Dumnezeu să iubim și să nu iubim ce vrea Dumnezeu să urâm. Că nu avem cum scăpa. Toate le... oricum vom avea toate sentimentele, că le-a pus Dumnezeu în viața noastră. Important e cum le gestionăm. Vis-a-vis -vis de sentimentele noastre, sunt foarte mulți răniți în sentimente. Eu cred că sunt oameni care își bat joc de sentimentele voastre. Dar mai cred ceva. Că nici voi nu vi le-ați păzit. Și voi v-ați legat prea ușor de cineva. Și voi ați dat credit foarte repede. Și voi ați permis altora să se joace cu sentimentele voastre. Și dacă prin reduceri la absurd, la prima chestie aș fi mai îngăduitor. Că aici e durerea mea cu părinții. Știți ce încerc eu să le spun părinților voștri când erați voi un pic mai mici, da? Să vă spună că lumea nu-i ca voi. Deci cei care cresc în familii serioase, cu tare, așa, dacă nu-ți deschid un pic părinții mintea, tu crezi că toată lumea e ca tine că toată lumea e sfânt, toată lumea vrea... Și atunci foarte ușor poți deveni victima borvașilor, a deștepților, băieții și mecheri din poporul evanghelic. Deci odată ar trebui noi să vă ajutăm să vă spunem că există și bărbăcuți și nu știu ce, nu numai oițe bune, da? Bun, întrebarea mea, după ce te-ai fript odată, nici atunci nu mai ai grijă de sentimente. Nici atunci, când auzi a doua oară, a treia oară, păi spun, chiar nu-i vina ta? Adică de ce nu-ți păstrezi tu sentimentele? E o responsabilitate pe care trebuie să o ai înaintea lui Dumnezeu, să-ți păstrezi sentimentele. Și am auzit o chestie faină, îmi pare rău că numai acum mi-am adus aminte că trebuia să vin aici cu un balon cu apă. Uneori chestiile astea vizuale ajută, știi, la unii, la unii ajută prea mult. Cineva vorbind despre sentimente, o luat un balon din ăsta, l-a umplut cu apă și a zis: "Uite, asta e cantitatea de sentimente pe care Dumnezeu a pus-o în tine, da?" Și a zis, ce se întâmplă? În drumul spre căsătorie vine Giovanni Giordani al domnului 100%, chitarist de renume, da? El nu un pic vrea de la tine, nu mult, așa, cât a, înțepe un pic cu acul acolo, doar balonul e mare cu sentimente și câteva picături a el, știi? După asta te părăsește ca așa el, a intrat în depresie, vine ăla să te mângie. tot trimis de un domn în da, îi mai dai și el la tri picături și picături la asta, picături la asta, pe cât te întâlnești cu ăla adevărat, cu ce ai mai rămas? Cu picătura chinezească, știi? Acum, întrebarea pentru fete, că știu că vă prind repede. Voi ați vrea băieții să vină cu întreg sau cu firmituri la voi? Întreg. Și voi? Iarăși un lucru pe care eu încerc să-l corectez în lumea evanghelică. Onestitatea. Noi suntem obișnuiți cu Harul lui Dumnezeu. Ascultați-mă, harul lui Dumnezeu e la salvare. Că nimeni nu poate fi mântuit decât prin har. Încolo, întrebarea mea, de ce la o fată de nota 10 să-i dea Dumnezeu un băiat de nota 5? Explicați-mi, băieți, de ce? Deci de ce tu, băiat de nota 5, să primești o fată de nota 10? Spune -mi și mie, de ce? Cum? Har? Ți-am spus, harul e la mântuire. De ce? De ce să o nenorocească Dumnezeu pe ea să te fericească pe tine? Eu zic că Dumnezeu e drept, la o fată de nota 10 îi dă un băiat de nota 10 și ți ies îți una de 5 și o să vă înțelegeți de minune unul cu altul. Vrei de 10? Fii și tu de 10. Dar asta nu intră în cap. Păi frate, păi vreau o fată așa, Eu o vrei cu două facultăți. Pune mâna și faci și tu două facultăți. El e cu două greble, știi? La. Ascultați-mă, poate nenorocirea cea mai mare că am pomenit de școală. Eu țin mult la educație, dar cât te ajută Domnul? Știți care e marea problemă? Că cine nu a făcut o leacă de școală, nu că te apreciază, își bate joc de tine. Na, și ce că ai două doctorate? Dacă el nici nu știe să scrie bine numele, știe el ce înseamnă două doctorate, știi? Măcar să spună, bă, mulțumesc lui Dumnezeu, mi-a făcut un cadou, am cu cine discuta, nu numai despre va, știi? Te și banalizează, că el s-a plimbat cu broaștele când bei tu șapte cafele ca să te ajute Domnul să mai faci ceva, da? Deci aveți grijă de sentimente și pentru voi și pentru alții, să nu suferiți voi, să te duci în special cu sentimentele, o rugăciune care funcționează. Dacă aveți curajul să o faceți că încerc tot un lucru practic. Să-i spui lui Dumnezeu următorul lucru, Doamne, Tu mi-ai dat iubire, nu mă lăsa să mă îndrăgostesc decât de cea pe care ai hotărât tu, tu de cel pe care ai hotărât tu. Ascultați, dacă te roși cu seriozitate și faci ce trebuie, funcționează. Am cazuri, bine aici, să intre și în criză. O familie vine la mine, că, frate, nu știu ce să fac cu a mea, că bai place de el, bai place de ăla, zic, învață-o să facă rugăciunea asta. Mă întâlnesc după o vreme, frate, zice, bai, nu îi place de niciunul. Aleluia, să le să fie domnul. Acum a intrat în disperare că nu-i place. Băi, zic, ți-am spus că rugăciunea funcționează. După câtva timp, frate, îi place de unul, gata, se mărită. E, asta este, da? Deci avem, dar trebuie să avem grijă de sentimentele noastre, să ne păzim sentimentele. Nu știu, nu am. frate, Liviu, nu Trebuie să zic și asta, dar nu, cred că e un subiect interesant. La punctul 8. Bine că nu e la 7. Ce e? Entele. Nu. No. La 8 e cu Virginitatea. Uite că scrie. Dacă suportă calculatorul. Da? Uh. O să vă mai zic eu. Sunt curios, tot așa. Mai credeți în valoarea asta sau nu mai? Să vă spun de ce. Am rămas foarte surprins, cred că în 86 sau în 87. Eu am fost dus tot timpul, adică mergeam cu tinerii, cu noi, Și eram cu un grup de tineri undeva și un băiat vine la mine, atunci eram eu la școală. O scă, Viorel, vreau să te întreb ceva, m am întrebat în privat. O să ți se pare normal să aștept să mă căsătoresc cu o virgină sau nu? Băia din biserică. Că zis, putem, eu sincer, eu m-am păstrat curat, cam așa visez, dar ce mi-au spus frate, mi și alții, hai mă scoateți prostiile astea din cap, te mai interesează chestia asta, dar ce crezi că... Deci nu e, nu e chiar nou. Acum nu știu, în generația voastră cum este, da? Acum, din câte știu eu, cred că toți ne naștem virgini. Da? Și iarăși, probabil, până la o vreme, au grijă alții să rămânem așa. Noi avem grijă, ne interesează sau nu ne interesează. Și dacă ne interesează, valoarea asta trebuie păstrată sau se păstrează singură? Acum, ca să vă încurc un pic mai tare, vreau să vă spun că eu virginitatea o văd în două feluri. Virginitatea tehnică și virginitatea în sensul curăției. Ca să mă înțelegeți, nu sunt chiar așa de prost, cum cred unii, și eu știu că tehnic poți fi virgin și să fii mai păcătos decât și mai negru decât toți dracii. Eu le-am în vedere pe amândouă. Și eu cred că atunci când Dumnezeu a pus, sau a pus, știți undeva din Scriptură, că Dumnezeu avea o cerință asta pentru cei din poporul Lui? Ce s-a făcut așa în zi? Știe cineva vreun verset, vreun argument? Sau ce rost are să pierdem vremea? La evrei cum era în poporul Domnului? <laughs> cum era? Cum? Tăiați în prejur, toti tăia în prejur. Tăiați în prejur, asta e altă poveste, da? Cu în prejuru, Deci e clar că în poporul lui Dumnezeu, ca regulă, dacă nu erai virgin, bolovanii, că evreii aveau bolovan tot timpul, da? Și fanfara, te rezolvau, da? Dacă o să citiți, o să vedeți că virginitatea i-a ajutat și pe păgâni. Când poporul evreu mergea la cucerire, de la un moment dat Dumnezeu spunea, îi distrugi pe bărbați cu tare, dar aveți voie să păstrați pentru voi ce? Virginele. Fecioare în traducerea Cornelescu, dar eu nu prea dau cu fecioare, că ăștia nu știu care e cu fecioara, cu ce, ce. zic pe varianta altor traduceri, da? În Noul Testament ai găsit vreun argument să te căsătorești fără să-ți începi viața sexuală, că asta de fapt înseamnă virginitate. Cu experiență sexuală zero. Așa a hotărât Dumnezeu. Doi neexperimentați să înceapă viața împreună. Nu ne-i informați. să nu mă înțelegeți greșit. S-a făcut-o. Există undeva versetul acesta: căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul cum să fie? Neîntinat, nespurcat, ne... da? Asta ce se referă? Să fie cerceaful curat? E bine că sunt la voi, că dacă aș fi la alții, mi-aș aduce aminte ce mi-a zis băiatul pe vremuri. Am fost undeva la tineret și mai luam cu mine și am vorbit cu tine. O că tata, tu să le vorbești astea pe la astea, pe la 11-12 ani, nu la astea. O zic că acum e cam târziu ori la unii din aceștia. știi? La... El era mai... Nu, eu încă sunt naiv. Ascultați-mă, ca să nu avem probleme cu prietenii voștri. Eu cred în iertarea lui Dumnezeu. Eu chiar cred în iertarea lui Dumnezeu în baza pocăinței autentice. În ce nu cred eu? În redobândirea virginității. Dar în iertare cred. Cred în binecuvântarea lui Dumnezeu. Dar să vezi, frate Iuliu, câte de rele fetele de aici din biserică. Mă nu știu dacă aveți și musafiri, dar astea de la voi zirele. Și o să zic, Câte ați auzit de Maria, mama Domnului Isus? Așa. Prin reducere la absurd. Să presupunem că Maria mergea la o întâlnire tineret, era naivă că nu a învățat-o părinții, un frăciuț de-a nostru vagabond o invită cu ea cu mașina, se arate culorile și muzica creștină, ultimul hit de nu știu unde, și îi bagă ceva în sucul de mere, că atunci nu se bea cafea, are o experiență neplăcută. Maria se trezește, plânge de se scutură cămașa pe ea, se pocăiește în toată inima ei, o iartă Dumnezeu. Ziceți mai tare, așa. Știu Biblie? Îl mai naște Maria pe Iisus Hristos? Cum adică nu? Dar e iertată. Da, e iertată. 100% la iertată. De ce nu îl naște pe Iisus? Ah, că e o chestie în profeție care nu spune că iertata va naște un fiu. Cum spune? Virgina va naște un fiu spun și ea poate spune, bă, Viorele, m-am păstrat toată viața curată, vagabondul ăsta, așa, pentru o singură experiență în viață acum. Și eu spun, șterge Scriptura. Eu personal, ce mi-aș dori de la voi, eu n-aș vrea să fiți o generație de iertați. Și ce mi-aș dori? Eu m-am săturat de generație de iertați generația mea, noi nu mai iertați, adică tot, la timp și ne la timp Domnul nu m-a trebuit să ne ierte. Și noi am băgat păcate angro, că Domnul a fost bun și ne a iertat. Știi? Unii tot pe cruce, l-am vrea pe Iisus, tot să curgă sângele ca să spele la noi, care are ce spăla, știi? Asta e mentalitatea noastră și vinovați suntem tot noi așa din față. Eu m-aș bucura voi să fiți o generație de sfinți. Nu tot se ierte Dumnezeu. Credeți că asta e cea mai mare bucurie a lui Dumnezeu, să vă ierte? Vă spun eu, bucuria mare a lui Dumnezeu ar fi să nu vă ierte, să nu fie nevoie să vă ierte. Și să poată spune Dumnezeu despre voi, cum a spus despre ăla Iov sau Cotare, l-ai văzut pe Iov, neprienitul meu, e băiatul meu, ce mă bucur, da, într-o lume păgână, se poate trăi altfel. Deci dacă știți pe cineva că a avut o experiență neplăcută, din nou, nu ne aruncăm de pe blog, nu e sfârșitul lumii, nu înseamnă că ne ducem în sau așa, ne pocăim, o să plătim facturile, că asta este, la toți devine factură, dar cât puteți, cât puteți, gândiți-vă nu la iertare, gândiți-vă la ce îi face plăcerea lui Dumnezeu, Dumnezeu Sfânt apreciază sfințenia. Gândiți-vă la mărturia voastră, eu le spun părinților, foarte interesant, nu știu dacă ați discutat cu părinții voștri, pe mine încă mă imește foarte mulți părinți își doresc copiilor să fie slujitori. Și oh, am vrea, frate, să fie... Păi zic, fie atent, și ai discutat ceva cu vaselica tău, cu nepotul. Că dacă mă mai ține Domnul în viață pe mine, pe fratele Liviu și pe Iuliu și peste trei ani vine să-i facem recomandare la unul, noi o să luăm de acolo, din Scriptură, nu? Și printre alte o să ajunge că să fie bărbatul unei singure neveste. Și Vasilica să uită la mine și acum îmi voi asta? când la a doua, a treia căsătorie? Bun, stați că eu am o altă frământare. Bărbatul primei neveste de pe certificatul de căsătorie sau prima cu care s-o culcat? Știi acolo zice că se face un singur trup cu ea. Da, e complicată. Discutând asta, să vezi la unii vin, îi alte idei, că frate, acum dacă tot ai pus problema așa, o să prima cu care m-am culcat fizic sau în gând. Nevasta să era lângă el, dar asta e figură din asta deschis. Nevasta să stai tu liniștit, am nu m-am gând și nu eram pocăit, da? dar zice, stai liniștit, tu, că o să explică, dar eu vreau să știu acum aia cu care m-am... Vedeți cum se poate complica viața. De ce? Pentru că nu suntem gata să plătim un preț? Păi așa știu că roada Duhului este în frânare. Dar dacă n-ai o minte înnoită, controlată de Duhul Sfânt, frâna de mână se duce repede, trebuie frână de motor, da? Ăsta e modul drăguț în care îmi spui să tac, să închei. Ce drăguț! Fă-o mai, da, deci, a, eram cu virginitatea și bun. Nu, nu trebuia să. Zi. Uite, mai două, hai să fie de zece, opt, da, de zece. Și apoi eu stau până când vreți voi. M-am gândit dacă trebuie păstrați și banii sau nu. Până la nuntă. Trebuie păstrați banii sau nu. Adică, la nuntă se cheltuie ceva sau nu? O, eu. <laughs> a, am înțeles. Deci, ești însurat? Și la nuntă cel mai costisitor ce a fost? Păstorul. Te-o te dat? De de sală. Cum? De de sală. Deci sala e scumpă. Ce Muzica? Muzica? Creștină. A, Muzica. Ah, deci nu vine trupa fără să le bași ceva în cont. Dar îi trimiți înainte sau le dai tot în Le dai după. Dacă vă mai vedeți. Nu, înseamnă că ești sora de mult. Acum nu mai mișcă până nu le ajunge în cont, nu mai pornește motorul, Da? Deci bani pentru sală, bani pentru trupă, ce mai? Costume, rochi, treburi. O perdea de flori cam cât costă? Păi, unde facem poze? Nu la perdea de flori, trebuie să... Ce... Da? Aha. Uh -huh. Și cât ai pus în plic la păstor? Nu se zice. zice. Dar ai pus sau n-ai pus? Nu. nu a pus nimic. <laughs> Și păstorul cumva a fost unul care te-a ajutat vreo 15 ani înainte s-a vestit Evanghelia, te și botezat cumva? Nu. nu. Te-a binecuvântat? Nu, nu. A, ah, deci la binecuvântare au fost școală duminicală, treburi ceva consilier au făcut cu tine? ești, ah, da, da. Era pandemie. Era pandemie. Și după, ai mai avut nevoie de păstorul ăla, după căsătorie. Da. Dar trupa aia s-a dus de mult. De Aha. Deci păstorul care te-a ajutat 10 ani înainte și te ajută 35 după, o primit zero. Domnul Iisus să-l binecuvinteze. Păi nu tu ai scos cumva chestia asta, Doamne, ține el zmerit că sărac avem noi grijă. nu, și am o curiozitate, la mine curiozitatea nu-i pe bani. Următorul lucru, dacă am stat să ne gândim la rece, păi omul ăsta, că Bănescu a fost om, nu oamă, știi, la... e bine că nu știu din ce biserică ai venit, omul ăsta s-a rugat pentru mine, Că nu știu cât vă prindeți, păstorul care e păstor, voi plângeți? Nu plângeți, plângem noi. Voi dormiți noaptea, noi ne mai aducem aminte de voi, vă mai venim în biserică. Când sunteți bine, mulțumim lui Dumnezeu că sunteți bine. Când nu sunteți bine, plânge inima noi și nu știm cum să ne legăm de tine, să nu s-o supere bunica și cu tare, să veniți la biserică. E complicată treaba, da? Și după asta iară te ajută să o roagă pentru tine, pentru nevastă, pentru prunci, pentru tot ce-o fi și toate astea. Știi ce mă deranjează? Că eu îmi permit la vârsta mea să spun, pentru voi generația tânără, că nici nu ți-o trecut prin cap să te gândești la asta. Asta mă deranjează. Că asta spune într-un fel și o să nu o să-ți placă. Câtă valoare are ele în ochii tăi. Că s-ar putea să vii dus, frate, mă gândit să vă dau ceva. Din respect, și să băi, copile îți dublezi eu, n-am nevoie. Sau ține îi dă i dă o ciocolată la nevasta, că o să aibă cine strica bani. Sau ia și-i dă în misiune. Dar nici nu mi-a trecut prin cap așa ceva. A, pe bine fac ăștia care vă pun taxe. Pă bune, <laughs> îmi zice un frate, frăsoros că frate Iuga, eu îi las, zice, să cheamă pe cine vor, că ei nu știu. Frate, că vreau, și după asta deci vine la mine, frate, m-am gândit că totuși dumneavoastră care mă cunoaște, zice, eu știu care e realitatea, că nu au auzit taxa lui ăla, i s-o muia chișoarele și-o vine la mine că fratele e pe gratis, știi, la frate Liviu, de acum să vezi ce vin plicurile la matale. Mie să nu-mi dai nimic din ele. dă te slavă Domnului. Deci, da, banii... Bun, am o întrebare. Nunta la Oradea se face pe banii voștri sau a părinților? Cum adică și și? Păi dacă, dacă au tineri, de ce vorbesc? Dacă tu n aduni nimic, de unde să ai? Tu câștigi 3 lei și cheltui 5. Și vrei să te măriți nuntă de 75.000 de euro. Că toată lumea vrea la ei dronele și avioanele să fie mai altfel, Doamne, ce competiție poate fi la Pocăis, ce risipă, ferească, Doamne, deci dacă nu ne pedepsește Domnul pentru altele, pentru asta. Ascultați, nunta trebuie să fie frumoasă, e o ocazie unică în viață, dar între a arunca banii iurea și a face ceva, întrebarea mea, dar de ce trebuie să dai șapte feluri de mâncare? și după nuntă, a mâncat 20 de sarmale. Dar cine nu poate să mănânce 20 de sarmale? Și ăștia care o să vă căsătoriți să ascultați, faceți o nuntă frumoasă, dar și în ochii Domnului. Să fie și spirituală, și frumoasă, și elegantă. Eleganța și decența merg super în mână. În loc să dai șapte feluri de potroace sau nu știu ce, dă două frumoase, că lumea nu mai mere să mănânce, pe bune. Lumea abia așteaptă. Vorbiți cu mine cum să fac nuntele frumoase. Și nu mai cheltuiți banii aiure pe ce nu trebuie. Decât să cheltuiești. Am văzut, frate, se deschide un nou restaurant în Oradea. Făcut de arhitecți minuni, cu top, 5 stele. Tu ești prima care faci nuntă, ai o problemă. Că ție -ți trebuie pe galben și acolo au făcut designerul pe verde. Bă, și cheltuie mii de euro să pună tot felul de halihandre pe scaune, pe cutare. Eu mă împedic de ele, știi, acolo, în râi de lume, mă vede pe internet, fată. Ascultă, aici în sală, am vrut să zic cu 100, dar hai să-l binecuvintez, cu 200 de euro, te scoate cât de galbenă vrei unul. Îi dai pozele, te scoate și galbene și chinezoaică cu tare și folosește banii al alții, bucur cu bărbatul și dă la o familie săracă care are, nu știu, copii sau ceva, cumpără-le un pat. Ei, de câte ori s-o urca în pat, totul să se roage pentru voi? Doamne, dă-le sănătate, că s-o gândit și la noi. Cineva te binecuvintează. Ăla cu galbenul după nuntă le arunci pe toate sau le pune mai ta la coteț, la... să nu bată vântul la găin, da? Eu v-aș recomanda următorul lucru. O să le spun părinților voștri să și că să vă faceți nunta pe banii voștri. Asta mi s-ar părea să fi bărbat. Faci nunta pe banii tăi și a ei. Bun. Cum înțeleg eu asta? Că sunt realist și funcționează. Părinții îți vor spune cu cât te ajută ei. Dar nu ei îți fac nunta. Și vin și spun, bă, copile, am hotărât, atâta pot eu acum, acum ai, că asta să dăm șapte mii de euro. Și întreb, mamă, îmi dai acum sau mi dai la nuntă? Când vrei copile, dă-ne acum, când ne luăm biletele pentru Hawaii, da? Și, băi ai. Ascultați, aici nu mai este competit și nici nu se poate dicta cum să faci tu nunta. Nunta ea ta, o faci cu cine vrei, este bine binecuvinteze. Tu, nu, vin la costum, la cravată, plicul odată. Deci treburile bune. da? Bani. Dar mai aveți grijoleacă de bani. Și nu vă mai dau zeci. Gata, bun.